Și ca să continuăm seria plantărilor, am luat niște crini imperiali. Crini cu floarea foarte mare, extrem de bătută, unii care n-au polen, alții care fac stamine de polen, stamine pe stil tot, deci vor avea polen. Pentru cine e alergic nu e bine, eu nu, dar zic așa, nu s-a alergic la nimic, nici la venin de albină, nici de absolut nimic. Cândva de mult și un șarpe de ăsta de țară, de gârlă m-a mușcat, mi-a lăsat o vânătaie urâtă pentru ceva săptămâni spre luni, dar nu s-a întâmplat nimic mai mult. Bine, nu asta era ideea filmării, ci faptul că am luat destul de mulți crini imperiali, cât și din aia care se ridică până la 2 metri jumate. Mai am devenit crini, dar momentan hai să plantăm ce deja am luat. Bineînțeles că am plantat begonile și toate cele, urmând să plantăm pe aici pe lângă bananieri și iată că aveam și un kiwi pe aici. Bine că nu l-am văzut să nu dau peste el, să nu rup. De aici va da paulonia tăiată în toamnă. Și acum, crinii ăștia au o rezistență bună la ger, chiar dacă sunt ei africani sau imperiali sau așa. Bun. Deci, îi plantăm totuși la o adâncime de 15 cm, ca să nu îi mai scoatem iarna. Pământul de deasupra nu-l vom mai pune tot, ci vom pune turbă horticolă. Bun. Vedeți pe lângă bananier? Apropo, am început ușor-ușor plantările. Ușor-ușor, așa. Ușor-ușor, cum s-ar spune. Da, bine, avem multe de scos, multe de plantat. În fine. Bun. Să mai luăm. Oricum vor mai veni. Vor mai veni crini. Sunt pe drum, sunt pe curierat. Dar până atunci să ne descurcăm cu ce avem. Bun, va trebui să mai fac gropi ca să mă duc și în partea aia. Apropo, place cuiva zambeluțele mele? Asta este un roz frumos, un galben frumos, dar nu prea se vede de la lumină. Mă mândră și eu cu ele că pasteleam. Bine, mai sunt și pe acolo, mai înfloresc și în partea aia. Asta e de țară, nu prea se vedea bine, dar este varianta aia, cum erau cândva la țară, rozul așa. Asta e amintirea mea de la bunicul care s-a dus. El mi-a dat-o. Pe aici ne ies bujorii, peste tot de fapt ne ies bujorii. Avem și de vânzare, dacă doriți, la 30 de lei. Și multe altele. De acolo, chiar dacă pare pare ciufulii rău și aici zice că sunt niște bețe, nu e chiar așa. Aici este chimonantusul, își pierde frunzele toamna, iar primăvara revine la viață. Și tot așa se întâmplă la toți. Sunt frumoși ei în timpul anului, dar de. Acum sunt, cum am reușit și eu să ies scot din iarnă. Este planta care vindecă, nu tratează, ci vindecă complet, dar în ceva timp, depresie. Bine, că o să avem, adică avem și pomișoară de cerimoia și multe. Până când și rodile astea din butaș care par uscături și așa, ele nu sunt. Cum vă arătam și toamna, i-am pus așa, bețe, iar acum în primăvară încep să revină la viață. Au intrat puțin de tot în vegetație pentru că au fost ținuți la căldură, gen forțați.
care au fost direct afară, încă n-au intrat în vegetație. Și tot așa, barem din semințe, nu mai spun. Din semințe, plantuțe care în 2-3 ani ajung la dumneavoastră, am vreo 1000 și ceva. Trebuie să replantați, trebuie să... Am scos puțin afară și bananiere ăștia cu tijă roșie, dar trebuie să-și revină după iarnă, după... Și cum vă spuneam, deci plantăm la bulbi de de crin imperial și africani, la care, bineînțeles, adăugăm turb. Da? Eu acum nu pot să vă arăt cum aș face până la final tot procedeul, dar ca să știți, să-l ajutăm cu creșterea, să poată și el să răsară mai repede, îi punem 2-3 pumni de turbă horticol. Iar la final pe ăsta îl aruncăm de pe aici, îl ducem la altă parte și luăm din ăla mai afânat, peste care a dat gerul și e măcinos așa. Și cam asta a fost, puțin nisip și asta a fost plantare. Ce pot eu să vă mai arăt? Niște avocado, niște kiwi, niște kiwi de magazin, care deja sunt intrați în vegetație. Din astea clasice, ce pot și eu să vă mai arăt. Kiwi, mini kiwi, care dacă au fost ținuți în casă, au intrat în vegetație. Și urmează banana nordului și alte chestii care acum sunt ciufulite, dar își revin. Un stil anume de brăduleți. Vedeți? Pornesc mai mulți așa de acolo din colet și ulterior pot fi despărțiți, dar în principiu ei cresc ca și boschetuță așa. Să fac tare frumoși. V-am salutat!